Matei, capitolul 11. Haideți să ne ridicăm. Un cuvânt nu ușor, ci greu, dar nu greu pentru oricine, vreau să cred că nu pentru noi. Matei 11, de la versetul 20 la 24. Mustrarea cetăților nepocăite. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Și a zis, vai de tine, Vorazine! A zis el, vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința sau la locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Vreau să cred, Doamne, că nu e pentru noi astăzi cuvântul acesta, ci doar, Doamne, vrei să ne atragi atenția. Te rog să binecuvânți adunarea aceasta. Amin. Să mă binecuvânt și pe mine. Amin. Ori câte gânduri mi-ar trece mie prin minte, Doamne, dacă n-am parte de însoțirea și ungerea Ta, cuvintele doar se lovesc ca de un perete și atât. Însă Duhul Tău străpunge inima. Cuvântul Tău, însoțit de ungerea Ta, străpunge inima. Vrei să ne mai străpungi în seara asta? Vrei, Doamne, să ne mai vorbești în această seară? Te rog să binecuvânți Biserica Smirna din Timișoara. Te rog să-mi dai har. Te rog să deschizi ușa de cuvânt. Te rog să-mi dai la o parte, Doamne, orice piedică, orice duc de împotrivire. Vreau, Doamne, și vrem ca orice gând să-l facem rob ascultării de Tine. Vorbește-ne, Doamne, străpunge-ne inimile, Doamne. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Puteți să vă reașezați. Pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, în primul rând, are de-a face cu noi. Cu noi, cei care am gustat din Domnul, cu noi, aceia cărora Dumnezeu ni s-a descoperit, cu noi, aceia care am gustat din puterile veacului viitor, cu noi are de-a face cuvântul. Când spun cu noi, nu vreau să mă dezic de ce am spus la început, vreau să cred că mai degrabă mesajul din această seară este o atenționare și nu
un mesaj cu privire la starea bisericii, dar Dumnezeu știe cum suntem. Pe de altă parte, cuvântul din această seară, cred eu că se înscrie în lista celor mai grele pasaje din Evanghelii sau din Noul Testament. Și nu l-am citit pentru că se înscrie în lista pasajelor grele din Noul Testament, ci l-am citit pentru că vreau să cred că prin cuvântul acesta Dumnezeu ne va cerceta. Pasajul pe care l-am citit în această seară, frați și surori, ridică câteva întrebări pentru noi, pentru biserică, pentru toți aceia care suntem în casa Domnului în seara aceasta și nu numai, am înțeles că unii ne ascultă de acasă urmărind programul Bisericii Smirna din Timișoara. Domnul să-i binecuvânteze. Să ascultăm din nou puțin, citind de la versetul 20. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui. Prima întrebare pe care o ridică textul acesta este o întrebare care pune oarecum în cântar, atenție, dreptatea lui Dumnezeu. Nu mi-aș permite să atentez la dreptatea lui Dumnezeu sau să pun la îndoială dreptatea asta, dar pasajul acesta ridică o întrebare care sună astfel. De ce Dumnezeu asistă pe unii mai mult decât pe alții? A început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui. De ce Dumnezeu, de ce Iisus Hristos, de ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu asistă pe unii mai mult decât pe alții? Când folosesc cuvântul asistă, de ce în viața unora sau în zona în care trăiesc unii, în biserica în care se adună unii, Dumnezeu face mai multe minuni decât în alte biserici? De ce udă, când folosesc cuvântul asistență, sau asistă pe unii mai mult decât pe alții, de ce udă pe unii mai mult decât pe alții? Probabil trebuia să pun întrebarea asta la început. Oare udă Dumnezeu pe unii mai mult decât pe alții? Dacă nu ne-am fi gândit, probabil direct la textul acesta am fi spus nu. Și totuși Biblia spune că da. Vreau să vă spun că cred că prima dată când am aflat despre Biserica Smirna din Timișoara, am aflat despre ea citind în revista Cuvântul Adevărului. Pastorul Lazar Gog a relatat o minune pe care Dumnezeu a făcut-o aici în biserică. Sunt cel puțin 20 de ani de când, într-unul din mesajele dânsului, un articol scris în revista Cuvântul Adevărului menționa o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în Biserica Smirna din Timișoara, o persoană, o femeie, dacă nu mă îndoiesc, bolnavă de cancer, în urma unei rugăciuni, aici, în biserică, Dumnezeu a vindecat-o. Poate fratele Nicu știe despre cine este vorba, poate dumneavoastră țineți minte. De aceea cred că dacă pun următoarea întrebare, răspunsul este unul așteptat. A făcut Dumnezeu minuni la Smirna? A făcut? Am auzit minunea pe care sora a relatat-o. Trăim sau cunoaștem un Dumnezeu? Un Dumnezeu care face minuni?
un Dumnezeu care are toată puterea. Toată puterea. Este una din imaginile Hristosului înviat din morți. Curând vom sărbători sărbătoarea morții și învierii Domnului. După ce a înviat din morți, Iisus a spus următoarele cuvinte, citesc, când s-a înălțat la cer: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dacă ar fi să mărturisesc și eu în această seară în Biserica Smirnă din Timișoara, aș putea mărturisi că de când nu ne-am văzut, am trecut prin cuptoare. Acum, faptul că au plecat părinții acasă, tata la vârstă de 92 de ani, a murit de moarte naturală, de bătrânețe, a murit mama la 87 de ani. Dar în ziua în care am avut slujba de priveghe a mamei, imediat după slujba de priveghe, noaptea, în jurul orei 1 și ceva, la spitalul județean din Oradea, a fost dus unul din frații mei, și noaptea aceea a decedat la 61 de ani atunci, a fost pentru noi un moment greu. Apoi se împlinește anul acesta un an și ceva, la final de an 2022, fiica noastră, Naomi, a fost operată, a avut, mărturisea sora și mărturisea și eu în seara asta, a avut în abdomen o formațiune tumorală de 20 de centimetri. Mărturisesc ceea ce nu mă pune în lumină în Biserica Smirna în seara asta, că a tremurat carnea pe mine. Așa cum spune cartea profetului Isaia, când a trimis Dumnezeu pe Isaia la Ahaz, care era sub amenințarea sirienilor, că inima lui Ahaz tremura cum tremură copacii din pădure când bate vântul. Și inima mea a tremurat, și inima soției a tremurat. Dar avem un Dumnezeu care face minuni. Avem un Dumnezeu care a făcut o minune, fiica noastră astăzi este însărcinată în luna 5-a. Probabil că una din cele mai grele întrebări pe care mi-a pus-o în perioada aceea a fost următoarea: dacă ea va mai putea avea copii vreodată? Și deși n-am crescut, sau nu vedeam cu ochii nimic, am îndrăznit să spun, vei avea copii? Și mă repet, este însărcinată, urmează să fim bunici pentru prima dată în viață. De ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? Cine de aici n-a fost udat vreodată? Cine de aici a fost udat de mai multe ori? Ridicați mâna. Pe noi ne-a asistat Dumnezeu. Pe noi ne-a asistat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia! A doua întrebare. Făcuseră cele mai multe din minunile lui. Le-am mustrat pentru că în ciuda minunilor de care eu am avut parte, nu s-au pocăit. A doua întrebare. De ce udă Dumnezeu pe cineva? De ce asistă Dumnezeu pe cineva? Deși știe că omul acela nu se va pocăi. O fi grea întrebarea asta? În suveranitatea lui Dumnezeu știa oare că cetățile acestea, Horazim, Betsaida, Capernaum, cetățile în care făcuseră cele mai multe din minunile lui, știa Iisus că nu se vor pocăi, da sau nu? Da. De ce le-ai udat, Doamne? N-am putea să ne întrebăm oare noi în seara asta, Doamne, pe noi de ce ne uzi? De ce ne uzi?
A treia întrebare pe care o ridică textul pe care l-am citit în seara asta. Vai de tine, Horasine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, în tine, Biserică Smirna, s-ar fi pocăit în sac și cenuș. De ce nu uzi, Doamne, pe cineva care s-ar pocăi? Oare îmi pot permite să-l întreb eu asta? Oare cum am pus întrebarea asta? Pentru că se naște din text. Iisus spune, dacă în Tir și Sidon aș fi făcut minunile pe care le-am făcut în voi, cei din Tir și Sidon s-ar fi pocăit de mult. Și nu oricum, nu cu o ridicare de mână, nu că exclud o astfel de pocăință, dar mă tem că am prea laicizat pocăința. În ce sens? Prea ușor credem că pocăința înseamnă a spune un da sau a ridica o mână. Uitați-vă ce înseamnă pocăința. Să ne uităm, poate sună mai bine să pun întrebarea așa. De mult s-a fi pocăit cu sac și cenușă. Cam asta este pocăința. Întreb eu în Biserica Smirna din seara asta, pocăința este la ea acasă, la Smirna? Dar înainte de a pune întrebarea asta aici, aveți dreptul să mă întrebați pe mine, pocăința e la tine acasă? În viața ta este pocăință? Pocăința este la tine acasă, pastore? În biserica sau în bisericile care slujesc, pocăința este acasă? Există pocăința asta? Astăzi? Cu regret spun în această seară și cu durere, nu proclam asta. Îmi pare rău să spun că nu. Dacă ne cheamă Dumnezeu ca pe profetul Ieremia, să spunem bisericii, întoarceți-vă la cărările vechi. Nu-i vorba de mișcarea vechile cărări, nu. Nu vorbim și nu vorbesc în seara asta despre lucrurile care nu sunt, să spun așa, esențiale, ci despre cele esențiale, care nu se schimbă de la o generație la alta. Îmi pare rău să spun că în vremea asta, chemând poporul la cărările vechi, la pocăința autentică, pocăință, stimați frați și surori, prieteni, dacă sunteți aici, înseamnă zdrobire. Înseamnă zdrobire! Poate nici cuvântul acesta nu mai este atât de relevant pentru noi. Nu se poate un om condamnat la moarte să nu-și dorească viața. Nu se poate un om robit de vicii și de păcate când Hristos face minuni în viața lui și îl luminează, îl iluminează. Pentru că există o mare diferență între a vedea lumina și a fi iluminat. Vederea luminii are de-a face cu ce vedem în afară, iluminarea are de-a face cu ce se petrece aici, în interior. Trăim o vreme în care
Sau, reformulez expresia asta, este prea uzuală, fac parte dintr-o generație căreia nu-i place pocăința. Acesta este adevărul. Fac parte dintr-o generație în care părinții se luptă să câștige aprecierea copiilor și încearcă să le-o cumpere, dacă cumva vor veni la biserică. Vorbesc în această seară nu doar în calitate de păstor, ci și ca părinte. Avem 3 copii, sau tot atâția, 2 de când nu ne-am văzut s-au căsătorit, băiatul cel mare, și fiica despre care tocmai vă spuneam. Fac parte dintr-o generație căreia nu-i place pocăința. Nouă ne place pocăința? Dumneatale care ești prezent aici, îți place pocăința? Cine mai umblă în sac și cenușă, nu la propriu, smerit? Când cineva e mântuit, frați și surori, umblă pe vârful degetelor de la picioare să nu-și piardă mântuirea. Vreau să trec la subiectul mesajului din seara aceasta, care răspunde la cele 3 întrebări. De ce Dumnezeu udă sau asistă pe unii mai mult decât pe alții? De ce Dumnezeu asistă pe cineva despre care știe că nu se va pocăi? Și 3, de ce nu asistă Dumnezeu? De ce nu udă Dumnezeu pe cineva care s-ar pocăi? Pe cineva care ar iubi adunarea? De ce nu? Oare nu ni se pare că e nedrept Dumnezeul acesta? Să sapi un pom care nu va aduce rod niciodată? Și alții abia așteaptă să fie udați de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a udat în măsura în care m-a udat și te-a udat pe tine. Mesajul pe care vreau să-l aduc ca răspuns la întrebările puse, născute din texte în această seară, poartă titlul acesta: mântuire sau mărturie? Mântuire sau mărturie? Aș vrea să sune în urechile noastre în seara aceasta cele 2 cuvinte. Mântuire sau mărturie? Practic, titlul mesajului din această seară este răspunsul la cele 3 întrebări. Dar vreau să vi-l împărtășesc, vreau să-l dezvolt gândul acesta în seara aceasta. Mântuire sau mărturie? Prima subliniere pe care vreau să o fac în această seară, frați și surori, este următoarea. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care făcuseră cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Prima întrebare sună așa: de ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? 1. Udă. Când Dumnezeu udă pe cineva, când Dumnezeu vorbește cuiva, când Dumnezeu sădește pe cineva. Aș putea să iau pilda smochinului neroditor. Un om a sădit un smochin în viața. Când Dumnezeu udă pe cineva, asistă pe cineva, Dumnezeu îl udă pe omul acela în vederea mântuirii. Când Dumnezeu sădește pe cineva,
Dumnezeu sădește pe cineva pentru că are în planul lui mântuirea acelui om. Acesta este primul adevăr pe care vreau să-l subliniez în seara aceasta. Dumnezeu este acela care udă în vederea mântuirii. El nu udă întâmplător. Udarea lui Dumnezeu nu e un accident. Faptul că noi suntem în biserică în seara asta nu e un accident. Faptul că suntem în via Lui nu e un accident. Ne-a sădit El. Haleluia! 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 Da, ne-a sădit El! Și vreau să cred că știm că de vreme ce ne-a sădit, nu ne-a sădit pentru că era mai bun decât alții. Alegerea pe care El ne-a făcut-o nouă n-a fost una condiționată. Ce înseamnă asta? Nu ne-a ales pentru că a văzut cât de pocăiți vom fi noi. Că de ne-ar fi ales din perspectiva asta pe care El o știe și o avea. Probabil că nici unul n-am fi fost aici în seara asta. E adevărat sau e fals? Pe Israel nu l-a ales pentru că Israel merita. Nu. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu îl face cunoștind pe Israel, care a fost criteriul după care l-a ales. Să știi că nu te-am ales pentru că erai deosebit între popoare, nu. Nu pentru că erai mai grozav decât alții, nu. Nu pentru că erai mai numeros decât alții, dimpotrivă. Dimpotrivă. N-aveai niciun merit. Dumnezeu, în primul rând, frați și surori, udă pe unii, asistă pe unii mai mult decât pe alții, pentru că El udă și asistă în vederea mântuirii. Aleluia! E voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți! Amin. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenii de pretutindeni să se pocăiască. Asta spune Cartea Faptele Apostolilor. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii. Dar pe unii se pare că îi cheamă mai mult decât pe alții. Și pe cei care îi udă mai mult decât pe alții, motivul pentru care El a făcut minuni în Horasim, în Betsaida, în Capernaum, a fost în vederea mântuirii, în vederea pocăinței. Fac următoarea afirmație. Tot harul de care nouă Dumnezeu ne-a făcut parte până aici. Harul chemării sau să spun alegerii, a chemării, a mântuirii, tot harul acesta pe care Dumnezeu ne-l-a arătat, ne-l-a arătat în vederea mântuirii și a pocăinței. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, citez, vorbind despre învierea și arătările Domnului, a înviat, s-a arătat lui Chifa, s-a arătat celor 11, celor 12, după aceea la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit, în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost atat.
Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Dacă suntem aici în seara asta, e harul Lui. Dacă pot mărturisi cuvântul Lui în seara asta, e harul Lui. Haleluia! Haleluia! Dacă am trăit minuni cu Dumnezeu, e harul Lui! Harul Lui! E harul Lui! Dumnezeu asistă, udă, alege, cheamă, schimbă, transformă, sapă, pune gunoi la rădăcină în vederea mântuirii. Însă ar trebui să știm, frați și surori, potrivit cu textul acesta și nu numai, că deși acesta este scopul lui Dumnezeu, când udă, când cheamă, El nu udă la nesfârșit. El nu asistă la nesfârșit. El nu sapă la nesfârșit. Un om a sădit un smochin în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Și a zis vierului, de 3 ani vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taia. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a zis vierul, mai lasă anul acesta. Am să-l sap. Îl mai sap un an. Îl mai sap o vreme. Îl mai chem o vreme. Îl mai asist o vreme. Am să-l sap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu-i drept, taie-l! Știți ce mă întreb în seara asta și mă întreb cu teamă, cu fiori? De ce ne tot uzi, Doamne? De ce ne tot uzi, Doamne? De ce ne tot asiști, Doamne? De ce ne tot sapi pe noi mai mult decât pe alții, Doamne? De ce faci asta? Cred că răspunsul este cel pe care vi l-am dat. Dumnezeu nu udă întâmplător. Și udarea nu este un accident. Vrea să ne mântuiască. Însă, spuneam în al doilea rând, că această udare a lui Dumnezeu, asistarea lui Dumnezeu, nu este la nesfârșit. În seara asta, la Smirna, îl rog pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne mai ude odată. Să ne mai sape odată, să ne mai cerceteze odată. Haleluia! 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 Haleluia lui Dumnezeu în seara asta! Udă-ne, Doamne! Cercetează-ne, Doamne! Mai sapă-ne, Doamne! Să nu ne abandonezi! De ce udă Dumnezeu pe unii mai mult decât pe alții? Udă în vederea mântuirii. Doi. Dumnezeu udă și deja am anticipat următorul răspuns. Dumnezeu udă pentru că are milă. Milă. Frate și soră, care ești prezent în Biserica Smirnă din seara asta, vreau să-ți cer să-ți spui următoarea întrebare simplă. Răspunsul pe care ar trebui să-l dai, ar trebui să mă facă, ar trebui să te facă să sari, să tresalți în inima dumneata în seara asta. Să tresalți în inima mea în seara asta. De ce, Doamne, m-ai chemat pe mine? De ce, Doamne, ne-ai chemat pe noi? Răspunsul este, pe care l-am anticipat, pentru că are milă. Milă! De ce udă pe unii mai mult decât pe alții? Are milă. Poate următoarea comparație pentru unii pare greșită. Să presupunem că ai în familie copii,
de la 3 în sus. 2. Unui bun, unui mai puțin bun, spunem, pentru care îți plânge inima mai tare? Pentru care? Pentru cel cu slăbiciune. E drept asta? Are milă. Nu atârnă nici de cine vrea. Nici de cine aleargă. Ci de cine atârnă? De Dumnezeu! Care are milă. De Dumnezeu care are har. De Dumnezeu care ne-a chemat pe noi. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Lăudat să fie Iisus pentru asta. Harul Lui față de mine, milă Lui față de mine n-a fost atarnică. Am lucrat mai mult decât de ei toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Dă-mi har să te pot mărturisi. Dă-mi har să te pot lăuda. Dă-mi har, Doamne, să pot trăi pentru Tine. Aleluia! De ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? Pentru că are milă. Aș putea să citez în seara asta. Eu știu că textul acesta e folosit de regulă pentru a susține teologia predestinării. Nu voi face o pledoarie a predestinării în seara asta. Eu însumi am spus că eu cred că Dumnezeu îi cheamă pe toți. Dar insist și susțin ceva. Pe unii îi cheamă mai mult decât pe alții. Aleluia! De ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu nici de cum. Că ce l-a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă. Și de cine? De ce suntem aici? Pentru că Dumnezeu are milă. Aleluia! Aleluia! De ce noi cred asta, nu presupun asta? De ce suntem mântuiți în seara asta aici? Pentru că ne-am pocăit noi? Nu. A avut Dumnezeu milă. Aleluia! Cum de-am scăpat noi de vicii, de păcate? Cum de am putut să ne ridicăm împotriva ispitelor și a celui rău? Am putut noi? Nu, a avut Dumnezeu milă. Aleluia! Aleluia lui Dumnezeu! De ce udă pe unii mai mult decât pe alții? În primul rând, udă în vederea mântuirii Tăi, udă pentru că are milă. De aceea, uitați-vă în cartierul în care locuiți sau de cumva deveniți de la țară, uitați-vă cum Dumnezeu a mântuit. Nu sunt pus aici să fac vreo diferență eu în seara asta. Observați amănuntul cu tare și dați slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dumnezeu a mântuit casa părinților tăi. A sărit peste vreo două. Și a mântuit o altă casă. Și probabil și cealaltă. Și a mai sărit peste vreo trei. Suntem în seara asta aici pentru că Dumnezeu a avut milă față de noi. Sunt convins că nu vă spun lucruri noi, dar sunt lucruri pe care, cu care probabil ne-am obișnuit prea mult. Au devenit prea uzuale în vocabularul nostru și le-am pierdut semnificația. E mare har că suntem aici! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta! Că ce tot mai pot să te laude! Aleluia! Ferice de cei ce spun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia marea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaie timpurii, o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere. Aleluia! Aleluia!
nu e așa că ne-am prea obișnuit cu cuvântul alegere, mântuire, har, har. Câți oameni habar n-au ce înseamnă asta? Cum de noi știm ce înseamnă? A avut Dumnezeu milă. Sunt obligat să fac următoarea subliniere acum. Și dacă cumva ne-am lăsat duși de val și suntem într-o stare de automulțumire, ne-a ales Dumnezeu, ne-a chemat Dumnezeu, ne-a mântuit Dumnezeu, ne-a arătat milă, trebuie să fac următoarea subliniere. Știți că milă nu înseamnă și mântuire? Știți că mila, harul alegerii, a chemării, nu înseamnă în mod automat și mântuire? Aș putea să aduc câteva argumente în seara asta biblice. Nu că n-ar fi suficient acesta, dar vreau să punctez ceva. Știți pilda nunții fiului de împărat? Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. A poftit buni și răi. Atât cei buni, mai morali decât cei imorali, n-aveau niciun drept să intre la nuntă fără chemare, fără invitație. Niciun drept. Și-a chemat buni și răi. Și la un moment dat, cel care a dat în nuntă s-a dus să-și vadă mesenii. Și a zărit acolo pe cineva care nu era îmbrăcat într-o ținută adecvată. N-avea haina de nuntă. Și l-a întrebat. Ce întrebare i-a pus? Prietene, cum ai intrat aici? Iată dar! Chemarea lui Dumnezeu, deși este necondiționată, bun și răi, alegerea este una condiționată. Mila nu înseamnă mântuire. Mila aduce mântuire pentru toți oamenii. Dacă cred în Hristos, n-aș vrea să ne mulțumim în seara asta, gândindu-ne doar la atât. Dumnezeu ne-a chemat, ne-a ales, ne-a chemat, suntem aici. Vreau să cred că am fost născuți din nou și atât. Și atât, asta nu înseamnă că nu e suficient, dar mântuirea de acum nu înseamnă și mântuirea de atunci. Hristos se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă. Noi știm că atunci când ne gândim la cuvântul har, la cuvântul milă, de regulă știm că harul și mila sunt acordate în mod cum? Gratuit. Necondiționat. Dar știm noi că sunt măsuri de har. Măsuri de har care trebuiesc dobândite, fără, subliniez, avea noi vreun merit? Pavel a spus, a lucrat mai mult decât voi toți. Meritul nu este al meu, e al lui. Haleluia! Haleluia! Biblia spune, duceți mântuirea până la capăt. Cum? Cu frică și cu tremur. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. A început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui. Cu toate că Dumnezeu le-a arătat har.
Harul n-a însemnat și mântuire, ele trebuiau să se pocăiască. Știți ce observație pot să mai fac la cea de-a doua subliniere a mesajului din seara asta? Și anume, Dumnezeu ne udă pentru că are milă. Știm noi că experiențele cu Dumnezeu, am să fac o afirmație care pentru noi, Biserica Pentecostală, are o mare greutate. Ne plac minunile, ne dorim minuni, predicăm minuni, căutăm minuni. Dar câți dintre noi știm că minunile sau experiențele cu Dumnezeu nu sunt definitorii în ce privește mântuirea noastră, nici prezentă și nici finală? Oare grea afirmația asta? Experiențele cu Dumnezeu, care sunt un rezultat, atenție, al harului Lui, nu sunt definitorii, nu sunt garanția mântuirii noastre prezente și nici finale. Dacă aș pune întrebarea sau următoarea întrebare în această seară, suntem noi pe calea mântuirii? Vom spune da, am trăit atâtea minuni. Am văzut atâtea minuni. Pe mine Dumnezeu m-a vindecat. Dumneavoastră puteți mărturisi minunile lui Dumnezeu. Dar experiențele cu Dumnezeu, iată, minunile, nu sunt definitorii în ce privește mântuirea noastră prezentă, dar nici finală. Dumnezeu udă pentru că are milă. Milă nu înseamnă mântuire. Minunile nu înseamnă mântuire. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 10. Fraților, nu vreau să nu știți. Frați și surori de la Smirna, n-am voie să scald adevărul acesta. N-am voie să las pe cineva să creadă că de vreme ce a trăit minuni cu Dumnezeu și a avut parte de milă, asta înseamnă în mod automat pocăință. Nu. Sau mântuire. Nu. Nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei. Și stânca era Hristos. Mi-aș fi dorit să se fie oprit textul aici. Dar iată, nu se oprește aici din nefericire. Sau poate nu se oprește aici din fericire pentru noi ca să învățăm de la ei. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Căci au pierit în pustiu, în pustie. Versetul următor, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei, oare n-au fost ei izbăviți din robia Egiptului? Ba da. În afară de Iosua și Caleb și generația de la 0 până la 20 de ani, în afară de aceștia, toți au pierit în pustiu. Și în fiecare dimineață mâncau un micul dejun. În fiecare zi aveau prânzul pregătit de Dumnezeu. În fiecare zi aveau cina. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat o zi, ci câți ani? 40 de ani. 40 de ani încălțămintea în picioare nu s-a stricat. 40 de ani hainele pe ei nu s-au copt. 40 de ani au avut parte de nor ziua și stâlp de foc noaptea. 40 de ani prezența lui Dumnezeu a fost peste tabăra lui Israel. De l-ar fi întrebat cineva pe unul dintre cei care călătoreau din Egipt spre Canaan. Vei ajunge acasă?
ar fi spus negreșit. De vreme ce mă uit noaptea la stâlpul de foc, de vreme ce mă uit ziua la nor și la încălțămintele din picioarele mele și la hainele de pe mine și la Marea Roșie care s-a deschis în fața noastră și la popoare care tremură înaintea noastră, cum să ne ajung în Canaan? Cu toate acestea, au pierit în pustiu. De ce? De ce? Pentru că, frați și surori, vreau să spun următorul lucru în seara asta legat de experiențe. Experiențele cu Dumnezeu nu sunt dovada credincioșiei noastre, ci a Lui. A Lui. Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă, îmi înviulează sufletul și mă povățuiește pe cărările cele drepte. De ce? Din pricina numelui său. Știți de ce face Dumnezeu minuni printre noi? Din pricina numelui său. Nu pentru că noi merităm, din pricina numelui său, din pricina credincioșiei sale, din pricina milei lui. Mărit să fie Domnul pentru asta. De ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? Dumnezeu udă în vederea mântuirii? Sau udă în vederea mântuirii? Doi, Dumnezeu udă că are milă. Mila nu înseamnă mântuire. Și experiențele cu Dumnezeu, minunile făcute de Dumnezeu, nu înseamnă în mod automat mântuire. Eu știu că noi s-ar putea să fi făcut din experiențele cu Dumnezeu o mantie, o garanție a mântuirii noastre. Cum să nu fiu mântuit de vreme ce Dumnezeu m-a vindecat de cancer, va spune cineva. Cum să nu fiu mântuit de vreme ce Dumnezeu îmi poartă de grijă în fiecare zi? Frații mei, Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare zi din pricina numelui Său. Aleluia! Aleluia! Aleluia lui Dumnezeu! Trebuie să dau și următorul răspuns. De ce Dumnezeu nu udă pe cineva care s-ar pocăi? Biblia nu spune că nu udă deloc, dar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în tine, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Dumnezeu ne udă că are milă, știm noi că mila aceasta lui Dumnezeu nu exclude dreptatea lui Dumnezeu? Poate n-am fi meritat și cu siguranță n-am fi meritat să ne fi chemat Dumnezeu, dar a avut milă. Haleluia! Haleluia! Și ultima subliniere pe care vreau să o fac în această seară. Mântuire sau mărturie? Se teme cineva la Smirna în seara asta că tot harul pe care Dumnezeu i l-a arătat, harul alegerii, al chemării, al mântuirii aici, s-ar putea într-o zi să-i slujească ca mărturie? Se teme cineva de faptul că minunile lui Dumnezeu, când harul pe care Dumnezeu ne-a arătat în nouă nu este valorificat de noi. Ăsta e cuvântul cheie. Și voi cita din nou pe Apostolul Pavel imediat, citat din 1 Corinteni, capitolul 15. Că nu valorificăm harul lui Dumnezeu. Ne temem noi că tot harul acela într-o zi ne va sluji de mărturie? Vai de tine, Horasime! Vai de tine, Betsaido, a zis el. Că dacă
Aș fi făcut în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi. De mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. De mult, de mult. Apostolul Pavel spunea, citesc din nou, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Hristos, dar prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât voi toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Am câteva întrebări directe în seara asta. Ce faci cu harul acesta? Ce fac cu harul acesta? Ce faci cu harul alegerii pe care Dumnezeu ți-a făcut-o? Ce fac cu harul chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o? Ce fac cu harul de a fi prezent aici în seara asta? Ce fac? Ce facem cu harul acesta? Apostolul Pavel spunea, harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Știe cineva că măsura de har pe care Dumnezeu, mai mare sau mai mic, o arată cuiva, s-ar putea să fie degeaba dacă cineva nu valorifică harul pe care Dumnezeu i l-a dat? Frați și surori de la Smirna, recunoaștem noi în această seară că am ajuns să stăm nepăsători oarecum față de o mântuire. Cum e mântuirea asta? Așa de mare, așa de mare. Ajutați-mă cu un cuvânt din limba română sau într-o altă limbă să pot cuprinde mântuirea asta. E mare, e mare. Ar trebui să strige biserica din Smirna în seara asta. Haleluia! Haleluia! Nu vi se pare, frați și surori, că stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Mă uit la felul în care vine biserica noastră la întâlniri. Mă uit la asta. Strig ca fratele Nicu din avonul bisericii, veniți creștini la rugăciune! Și oamenii nu vor să vină. Poetul creștin Traian Dor spunea, nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde să ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt, ce putere și dragostea arde în văpăi. Oriunde si ei, fă tot și du-te. Oriunde si ei, fă tot și stai. Oriunde si ei, fă tot și caută-i. Căci unde si ei, e un colț de rai. Haleluia! 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 Haleluia, frații mei! Chem biserica din Smirna în seara asta, chemarea pe care Iisus ne-a făcut-o și a folosit-o ca răspuns celui care l-a întrebat. Învățătorule, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Ce răspuns a dat Iisus? Nevoiți-vă! Biserică din Smirna, în vremea asta, nevoiește-te! Frate și soră, nevoiește-te să vii la adunare! Nevoiește-te să vii la părtășie! Nevoiește-te să-ți pleci în ochii! Pocăința nu e atât de ușoară cum se predică astăzi. Iisus Hristos a spus, nevoiți-vă! Dați-vă toate silințele, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și ne dă năvală. Pune mâna pe împărăție. O, Duhule Sfinte, aprinde-ne din nou. Un poet spunea în versul, ne dor să vii iarăși la noi, ne dor de tăi sfinți fiori, ne leagă în dulcele har. Și aprinde focul tău iar.
Oare nu vi se pare, frați și surori, și folosesc persoana întâia plural, că stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? N-am venit să arunc cu piatra la Smirna, că eu n-am pietre suficiente, probabil, pentru cei de acasă. Deși n-am niciun drept să arunc cu piatra, ci în sensul că întâi ar trebui să rezolv problema de acasă înainte de a critica pe alții. Dar mă uit la bisericile goale de astăzi. Mântuire sau mărturie? E vai de noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. E vai de noi. Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, tot harul pe care Dumnezeu ne-l-a arătat va fi zadarnic. Tot harul pe care Dumnezeu ne-l-a arătat se va transforma din mântuire în mărturie, spune cineva aici. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Fac parte dintr-o generație care nu-i mai place sfințirea. Nu-i mai place. Profetul Ieremia în capitolul 6 spune: eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Probabil pe cineva șochează cuvântul acesta. Cum? Tu, profeta lui Dumnezeu, plin de mânia lui Dumnezeu? Eu cred că mânia lui Dumnezeu de aici, de fapt, era Duhul lui Dumnezeu. Cine n-are reacție negativă față de păcat și se cheamă om al lui Dumnezeu, n-are treabă cu Duhul lui Dumnezeu. Sunt așa de plin de mânia lui Dumnezeu că nu pot opri, spune Ieremia în capitolul 6. Și Dumnezeu îi spune: torn-o peste copilul de pe uliță, peste adunările tinerilor, căci bărbatul și nevasta vor fi prinși și bătrânul și cel încărcat de zile. Casele lor vor trece în stăpânirea altora, ogoale și nevestele lor, de asemenea, când voi întinde mâna asupra locuitorilor țării, zice Domnul. Căci de la cel mai mic, și nu strig în seara asta la Smirna, nu proclam asta la Smirna, o spun cu durere la Smirna în seara asta. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți avem probleme. Toți sunt lacom de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală. Și dacă nu ne facem vinovați la propriu, de lăcomie, de înșelăciune, cred că ne face vinovați de ceea ce urmează să spună. Am ajuns să legăm în chip ușuratic rana bisericii. Să spune mântuire că nu-i mântuire. Să spune iertare că nu-i iertare. Să spune prezența lui Dumnezeu că nu-i prezența lui Dumnezeu. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu zicând: pace, pace. Și totuși nu este pace, sunt dați de rușine că să săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine de ce vor cădea împreună cu cei ce cad. Vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Așa vorbește Domnul la Smirna în seara asta. Stați în drumul, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Ni se spune încor astăzi: pastore, nu vrem să mai umblăm pe căile acelea. Nu vrem! Vreau să spun ca Iosu în seara asta că despre mine, eu și casa mea vreau să umblu, Doamne. Că despre mine, eu și casa mea, nu vreau altceva de la viața asta, nu mai am nicio așteptare de la viața asta, decât dorința de a sfârși cu bine alergarea, să știu că El mă va primi ziua aceea. Oare nu cumva stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Oare nu cumva ne-am săturat de trăirea sfântă și de pocăința autentică, de pocăința aceea în sac și cenușă? Poate ar fi greșit, sau oare ar fi greșit să întreb în seara asta la Smirna: unde e pocăința aceea astăzi? Unde e frica aceea de Dumnezeu când intrăm în adunare? Dumnezeu aici. Spuneam săptămâna trecută la Alești, predicând din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1, Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice Duhul bisericilor în aceste zile din urmă:
Îngerul bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și apoi spune un amănunt cutremurător. Umblea prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Iisus umblă prin adunare. Iisus nu trece, nu se plimbă, nu întreacă pe aici. Iisus umblă. Umblă. El am bun, vreau să cred. E aici la cor. E la balcon. E Duhul Sfânt aici în adunare. Iisus umblă prin adunare. Aleluia. Oare cum ar trebui să stăm noi aici când Moise spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Evrei? El așa de îngrozit Moise, priveliștea aceea era așa de cutremurătoare, încât Moise zicea, ce zicea Moise? Sunt îngrozit și tremur. E Dumnezeu la Smirna în seara asta. E Duhul Sfânt la Smirna în seara asta. Ioan scrie! Și Ioan se întreabă, Doamne, ce să mai scriu? Scrie, Ioane, cine e întinat să fie întinat și mai departe, cine e nedrept să fie nedrept și mai departe. Scrie și spune Ioane, cine e fără prihană să fie mai departe fără prihană, cine e sfânt. Cine e sfânt. Da. Da, frate, surori de la Smirna, sfinții se sfințesc în vremea asta. Sfinții aleargă la rugăciune. Sfinții nu pot fără părtășie. Sfinții nu pot fără adunare. Nu pot. Mântuire sau mărturie. În concluzia, mesajul din această seară, întrebarea la care vreau să răspund este următoarea. Când? Tot harul pe care Dumnezeu ne-l arată nouă va fi zadarnic sau se transformă în mărturie și nu în mântuire? În primul rând că nu facem nimic ca rezultat al harului pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Când stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, când nu ne mai ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, când nu ne mai dorim să trăim o viață sfântă și Biblia spune, urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar întrebarea este una mai particulară. De unde știu că ce ascult în vremea asta și aud în vremea asta și mi se întâmplă în vremea asta este în vederea mântuirii sau mărturiei? Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile Lui pentru că nu se pocăiseră. Și a zis, vai de tine, Vorasime, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Observați ceva? Că pe ei nu-i mai mișca nimic. Urmează să spun ceva greu în seara asta. Când ascultând predici, cântări și sunt prezent în casa lui Dumnezeu la adunare, și pe mine nu mă mai mișcă nimic. Nu mă mai sensibilizează nimic. Răspunsul la problema asta, mă doare să spun, este acesta. Tot ce auzi, tot ce vezi aici, nu mai este pentru mântuire, ci pentru mărturie. De aceea am permis să te întreb în seara asta, să te întreb, simți ceva aici în seara asta? Tresaltă inima? Vibrează inima? Ai o dorință profundă de sfințire, de pocăință? De nu ai, e mărturie seara asta. De nu simt nimic, e mărturie seara asta. De nu mă mai mișcă nimic în adunare. Pot veni la fiecare slujbă, toate slujbele vor fi de mărturie pentru mine și nu pentru mântuire.
atunci când Dumnezeu, frați și surori, când Dumnezeu ne lasă să vedem minuni, dar nu ne mai mișcă minunile acelea, tot ce noi vedem este de mărturie. Când Isaia vede pe Domnul în anul morții împăratului Ozia, vreau să parcurg foarte telegrafic primele versete, se vede necurat văzându-l pe el. Se face ispășire pentru păcatele lui, pentru buzele lui și aude glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și Isaia spune, Doamne, mă duc eu. Și uitați ce spune Dumnezeu lui Isaia. Versetul 9. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor. Doamne, despietrește inima Smirna. Haleluia! Haleluia! Să strig eu tare să despietrezi pe cineva. N-am nici o șansă. Știu pe cineva care poate. Știu o prezență care poate. E Duhul lui Dumnezeu. E prezența lui Dumnezeu. Aleluia! E cineva aici care nu mai simte nimic? Poate ultima lui șansă în vremea asta este să-și însușească strigătul lui David din Psalmul 139, ultimele două versete. Cercetează-mă, Dumnezeule. Ești în seara asta la Smirna, spune lui Dumnezeu, cercetează-mă, cercetează-mă, cercetează-mă. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Cercetează-ne, Doamne, în seara asta. Du-te, spune poporul acestuia, într-una veți vedea și nu veți pricepe, veți auzi și nu veți înțelege. Împietrește inima acestui popor! Și a venit Iisus și a rostit vreo 35 de pilde și ucenicii l-au întrebat, Doamne, de ce vorbești în pilde? Țineți minte răspunsul din Matei 13? A spus Iisus ceva extraordinar de profund și de înălțător. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, lor nu. Dar n-au văzut minuni? Ba da. N-au trăit minuni? Ba da. Lor nu. Cu ei se împlinește ce a spus profetul Isaia și nu mai repet. Și apoi Iisus conclude cu ceva cu care vreau să conclud și eu în seara asta. Dar ferice de ochii voștri care văd și urechile voastre care aud. Ferice de inima care simte. Ferice de persoana care are dorință profundă după Dumnezeu. Ferice de acela pe care Dumnezeu îl cercetează, îl mustră, lucrează la caracterul lui. Când Dumnezeu nu ne mai cercetează, când Dumnezeu nu ne mai mustră, când Dumnezeu nu mai lucrează la caracterul nostru, a mustrat cetățile acestea, dar mustrarea lui era o mustrare în vederea judecății. Există și o mustrare în vederea îndreptării. Vreau să cred că Dumnezeu ne mustră în seara asta în vederea îndreptării și în judecății. Amin? 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 Când Dumnezeu nu mai are nicio așteptare de la noi, de la biserică, tot ce noi vedem și auzim e de mărturie. Mă opresc aici. Îndrăznind a-L întreba pe Dumnezeu ceva în seara asta. Doamne, mai ai vreo așteptare de la noi? Doamne, mai ai vreo așteptare de la noi? Știu că Dumnezeu mai are așteptări de la mine. Dacă aud vocea Lui în seara asta, dacă simt prezența Lui în seara asta, mântuire sau mărturie?
mântuire sau mărturie? Spune-i în rugăciune lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, mântuiește-mă, cercetează-mă, deschide-mi ochii, Doamne, deschide-ne urechile, Doamne,